Salutare tuturor, aici Bosader și bine ați revenit la un episod din Warframe. Am observat că v-a plăcut Warframe, așa că probabil am să mai filmez câteva lucruri. Deși e cam greu să filmez jocul ăsta deoarece lucrurile pot dura foarte, foarte mult. Așa că va trebui să mă folosesc și de ajutorul vostru, așa că dacă vreți să jucați jocul ăsta sau vreți să mă ajutați, știți, voi folosi acolo linkul ăla de referral, poate primesc, nu știu, îmi dă și platină odată și odată. Pentru că așa vă pot arăta mai repede lucrurile, știți, putem da un rush, putem da anumite chestii și să meargă lucrurile ceva mai repede. Iar cineva se pare că tot nu mă lasă în pace, tot vrea să mă invite la ceva prostie pe acolo. Eu trebuie să dau decline și probabil că o să-i dau și remove friend. Da, mi-am pus la făcut câteva arme, știu că mi-ați cerut să vă arăt cum să-ți faci un Warframe și toate alea. Ei bine, pur și simplu, ca să-ți faci un Warframe, te duci în felul următor. Vii frumos la... Ok, stai să-mi dau cuiva... communication, friends, remove, thank you, friend removed, gata. He, și-a la bani. Ok, intrăm pe market frumos, ne ducem la Warframes, ne ducem la Blueprints și ne alegem un Warframe pe care vrem să-l facem. Vă recomand dintre ăștia mai vechi, gen Ash, Ember, Excalibur, Hydroid și nu mai știu, nu Hydroid, pardon, Frost, ăștia mai vechi, să vi faceți pentru că sunt mai ușor de găsit piesele. Fiecare Warframe are cam 3 bucăți. Deci, nu aveți nicio problemă. Cum poți să blochezi pe cineva? Stai, cum blochezi pe cineva? În fine, închiși pe fața lui. Așa. Cum se cheamă? Ce avea nevoie de 3 bucăți? Deci, blueprint-ul pe care îl luați de acolo. Apoi aveți nevoie de system, chassis și helmet. Iar apoi veniți frumos aici, vă uitați ce lucruri vă trebuiesc. Aici nu pot eu să vă zic chiar... chiar exact ce vă trebuie. Pur și simplu voi trebuie să vă căutați, vedeți, spune că ai nevoie de morfixuri, ai nevoie de plastite, ai nevoie de alea, pur și simplu ei, le pui pe Google și le cauți și vezi exact unde pică misiunea și exact și ce trebuie să faci ca să spice. De-aia nu pot să zic, știi, mergeți pur și simplu, faceți asta și ați terminat toată treaba. Nu, pur și simplu trebuie să stați și voi, să vi le căutați și chestii genul ăsta ca să vă dați seama cum se cheamă, ce trebuie să faceți voi pentru chestia asta. Pentru item. Apoi mergeți frumos, le dați build și aveți de așteptat ore. Chiar și zile, chiar și zile, o să vedeți imediat de ce mă refer. Tocmai am făcut niște arme aici. Și ceva mi-a spus de Volt Prime și nu știam că Volt Prime este Volt Prime, așa că l-am făcut acum. Ignore, thank you. Profile, stai să-i dăm și ban. Poți să-i dai ban sau ceva, please? No. Ok, fuck this guy. Dar dacă vede că nu accept, îi dau escape și n-aș ce... Nu știu, deci dacă îmi faceți chestia asta... nu știu, să zice pe soare idiote. Ok, ce am făcut toate bucățile acum frumos. Trebuie să căutăm, dăm scroll jos și ne uităm și ne uităm. Sau dăm pur și simplu aici pentru Warframe-uri. Dăm scroll jos și căutăm Volt Prime. L-avem aici. Putem să-l facem doar de 72 de ore. Deci asta e. 72 de ore. Dar, pentru că am platină și pentru că sunt un nesimțit și toate alea, putem să-i dăm rush. Și, pac, ne-am făcut și noi frumos un Warframe. Hai să schimb chat-ul că n-am chef să... Așa. Avem Warframe. Volt a fost primul meu Warframe, de-aia probabil o să-l păstrez. Dar, acum avem Volt Prime. Suntem super, avem Volt Prime, nu? Oh, ce sexy arătăm noi aici. That's sexy. Appearance, hai să și-l gâdilăm o leacă să-l facem. Nu, no, arată groaznic. Nu, no, rămâi cu casca de Volt Prime. Ok, body animation. Oh, putem să punem skin pe el. No, mersi. Oh, deși arăta super. Animation, nu știu care Volt îl folosesc eu. Cred că asta. Agile, da, nu, lăsăm așa. Punem atașamente pe el. Să-l facem șmecher, nu știu, să-i punem asta? No. Am o grămadă chestii de genul ăsta pe care le pot folosi să-i le pun. Și taci. Taci, acum am treabă, nu vezi ce să-mi costumizez Warframe-ul.
E bine, pot să pun și asta cu electricitate, dar... Asta e dubioasă, nu merge pe el. Cred că am să pun... Să pun asta. Panglica asta, cea mai ok. Nu, stai, copy main colors, așa. Oh, god, de ce e alb? Ok, va trebui să ne uităm puțin pe acolo. Ok, să ne punem și lucruri pe chest, pentru că nu avem lucruri pe chest. Așa. Oh, la leg armor n-are nimic. Pot să pun asta de electricitate, două. Mult mai bine așa. Avem așa niște electricități pe de-astea. Ce astea sunt culorile? Ordis did not think the operator could be more attractive. Wrong again, Ordis. Atunci trebuie să-l colorez eu separat. God fucking damn it. Ok, atașamente. Scuze că stau prea mult aici, dar așa sunt eu de obicei. Primary trebuie ceva negru. Negru. Secondary, galben, normal, dar trebuie un galben mai galbenicios. E ok, așa. Și acolo mai trebuie ceva. Galben. Pește, ben, negru. Bine, asta e mai mult un blur, dar în fine. Da, e ok, așa. Și energia vreau să fie albastră. Pentru că albastru e forță, îi dăm înapoi energie. De ce asta favorite? Ah, e favorite, nu știu de ce. Ce așa? Ok, perfect. Let's go! Hai să ne uităm puțin cum merge voltul ăsta. Va trebui să mă uit ce moduri trebuie să-i pun pe el. Chiar, chiar, stai. Cred că pot să-i pun o aură de apel. Stai puțin. Oh my god. Oameni buni, lăsați-mă în pace. De-aia urăsc eu să adaug oameni la prieteni. Pentru cei care nu înțeleg. MPV, de ce nu dezactivezi aia de pe Steam? Pentru că după aia am întrebat de ce nu vă răspund la mesaje. Taci-mă din gură. Ok, aură. Îmi trebuie... Ai, leu, n-am pe igre, că steel charge-ul. Ai, căcat. Eh, ok. Steel charge să fie. Câte sloturi avem? Ok, să ne uităm acum. 8 din 8, capacity 8 din 8. Ah, ok. Cred că pot pune energy siphon sau flow. Hai să punem flow. Și îmi trebuie ceva cu Y. Ce am eu cu Y? Intensify. Normal. Nu avem destul loc, atunci să punem unul mai simplu. Sau punem continuity. Uite că a mers. Perfect. Pus așa să ne mărim puțin forțele. Și acum, chiar ar fi bine să iau niște arme mai bune. Aș face o misiune rapid. Să văd cum merge treaba. E chiar, putem face ceva? Ce avem? Aici e misiunea. Aici e ceva invasion. Asta ce sunt? Syndicatori. Ok. No, hai să facem un syndicate. Uite, level 5-10. E perfect asta. New loca, human. Yes, don't do that. Accept. Finding squad. Aparent nimeni nu vrea să vină. Ba da, uite că am găsit. Yay! Ne-am găsit squad, băieți. E bine. Da. Și probabil voi mai face... Cred că videourile cu Warframe se vor transforma în streamuri cu Warframe pe YouTube. Dar asta rămâne de văzut în viitor cum evoluează lucrurile. Ok. Ok. Nu prea o să mă descurc la tronul. Așa că... Nasol. Unde sunt ăștia? Ah, e eliminate, ăsta e cu... Mamă, și mai am numai decât o... Am decât o putere? Oh my fucking god. Asta nu-ți fie foarte drăguț. Dar asta e. Asta e. Hai că vedem imediat ce reușim să facem. Deci, oameni buni, dacă cumva nu accept o invitație, dacă tot vedeți că nu accept o invitație sau nu spun nimic, atunci clar nu e nevoie să insistați, pentru că cel mai probabil ori fac ceva, ori chiar nu vreau să fac... What the fuck, de unde a ieșit? Random? Să ce Dumnezeu mai e? Tu ce ești? Ah, lol, e un new loc operativ, eram... Tu ce Dumnezeu ești? Ce, de unde ai apărut? Ce ai făcut?
Thunders, yes. Da, Volt e Warframe-ul ăla care dă cu trăznete. Foarte mișto, dou. Mi-mi place Volt. Înainte te punea să alegi dintre Volt, Excalibur și parcă Loki, nu știu dacă era mag. Iar acum au băgat-o pe mag sau nu mai știu pe ce nu ți-au băgat. Nu știu, au schimbat multe cei drept de când joc. Eu am jucat din beta. Ei, nu pot să spui că acum nu știu cum e jocul final sau ceva de genul. Dar totuși e mai complet decât era înainte. Aia mă gândeam că nu vrei să distrugi. Ok. Bă, da, sincer, unde sunt toți? A, uite-i. Dau cu electricitate frumos. N-am niciun stres. Dau și cu sabia asta. Am o sabie foarte urâtă. Dar nu știu neapărat dacă fi și foarte bună. Uite, vezi acum efecte de physics. Mi se pare că am oprit physics-urile, două. Nu prea m-am apăcat bine cu physics-urile. Nu știu, într-un stream, parcă. Și le-am oprit, deși nu a avut cine știe ce efect. Așa că... Stai. Dacă trebuie să scriu la asta. Așa. Simt mai ok. Cât mai trebuie? Încă 6 inamici. Încă 6 inamici trebuie să ne norocim. Uite, cineva care te întreabă frumos, nu știu ce repede, nu te dă imediat cu invite. Auzi, vrei să vii? Nu, ăla dă imediat, ia de aici invite-ul. Dar nu accepti, nu răspuns. Mai iau un invite. Nu, mai iau unul. Am crezut că ți-a ajuns, mai iau un invite. Toată lumea iau un invite, îmi pune. Aia, am făcut level 1, nu? Uita că ăștia încep la level 0. Așa că am și nimerit ceva. Și eram sigur că o să mori în apă. De ce dacă intri în apă în anumite misiuni te dă pe ăla care zbori. Am uitat cum se cheamă, Arcwing. Doamne, ce mișto arată Volt Prime. Cum mi-a arătat mie Volt Prime? Cum? Eu care am jucat numai Volt de secole. Chiar să mă duc și eu pe... am vrut și eu să fac emote-uri, bă. Nasol. Ce a scris ceva pe squad, cineva? A, nu. Se apare mesajul la Whisper. Interesant. Ce-am primit? Ferite, rubedă. Uite, vedeți, de aici faceți jos de toate ingredientele pentru a vă face arme și warframe-uri. Chiar nu mi-am pus armele noi pe care mi le-am făcut. Stai puțin. Trebuie să mi le iau. Plus că vreau să mă duc și după niște arme melee noi. Ok. Dăm și noi un leaf squad și gata. Dar sau că trebuie să faci tot atât de multe chestii. Așa. Ok, stai că să le caut. Equip. O, așa. Ce-am luat? Ia uite, mamă. Damn, ce mișto arată chestia asta. Ok, ia să-l vedem. Sunt două chestii și appearance. Ia, le putem pune ceva? Atașamente. Lol, dar se văd groaznic. Să spui bălângănii de astea așa acolo, nu mi se par cine știe ce. Copy main colors, random colors. Ah, și stai. Random colors. Oh. Deci pot lăsa așa. Ia stai, să le facem puțin. Facem... Nu, lama rămâne albă. Lama rămâne albă. Secondary. Aia trebuie să facem cu galben, nu ăla. Iar tint color facem cu negru. Dar eu am negru, frate, ce mă chinu eu? De așa, și aia cu roșu trebuie să facem cu galben normal. Facem și design aici așa și energia normal pe albastru. Nice. Mult mai bine. Acum arăt că am un adevărat badass, ce pot să zic? Da. Ok, lumea, cam asta fi tot și pentru episodul ăsta cu Warframe. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe, stați aproape pe canal și dați voi acolo un subscribe pentru că ajută foarte mult. Și cel mai probabil o să ne vedem la Warframe prin streamuri pe YouTube, pentru că ați văzut că fac mai des acum streamuri pe YouTube. Și cine știe, poate intra și voi, jucăm, facem, nu știu, farming sau raiding-uri, vedem noi ce putem face. Dar cam asta fi tot, aici a fost Bobo și ne vedem data viitoare. Pa, pa!